Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene. Domnule ministru, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Să știți că sunteți primul ministru din noul guvern care este prezent aici pe canapea alături de noi, motiv pentru care vă felicit, în primul rând, pentru curajul de a veni aici într-o redacție în care avem obiceiul, să spun așa, să nu menajăm pe nimeni, că e de la stânga, că e de la dreapta, că e tehnocrat, dumneavoastră sunteți, repet, primul și cel mai tânăr ministru din nou cabinet, nu? Greșesc? Este corect, da. Mulțumesc mult pentru invitație în primul rând și sunt onorat să mă aflu aici și sper să fac față provocării de a vă răspunde întrebărilor. Mai ales că sunteți primul, nu o să fim așa incisivi astăzi, dar sunt câteva subiecte pe care vreau să le dezbatem. O parte dintre ele vor fi pe zona ministerului pe care l-ați preluat și îl conduceți astăzi. Poate atingem un pic și zona asta politică, dumneavoastră sunteți reprezentant într-un guvern politic și nu exagerat, dar cred că și pe zona politică putem să discutăm câteva lucruri. În primul rând aș vrea să vorbim, așa cum am spus, despre ministerul dumneavoastră. Și ca o remarcă din exterior așa, constat că pe zona externă, în guvernul actual, stăm bine, să spun așa, ca reprezentare. Avem un minister al afacerilor externe, avem un minister pentru românii de pretutindeni, avem ministerul dumneavoastră, mai este ministerul pentru fonduri europene. Din exterior, cineva ar spune, domnule, cam mult interes pe zona asta externă. Nu vă călcați așa pe picioare ca și competențe? Poate ne explicați un pic exact care este bucătăria noastră și de ce nu s-ar interfera ea cu celelalte ministere și cum conlucrați cu acești colegi de guvern până la urmă. Da, este foarte bine că ați menționat acest lucru și cred că e important să explicăm telespectatorilor acest lucru. În Vă rog. primul rând, trebuie să explic ceea ce face un ministru delegat pentru afaceri europene și de ce există acest portofoliu. Acest portofoliu a fost creat în mod special pentru a se referi la partea de legislație europeană. Adoptarea legislației europene în legislația națională, interpretarea ei și comunicarea într-adevăr cu instituțiile europene. Mai mult decât atât, o prioritate a mandatului meu și a portofoliului meu este aceea de a pregăti viitoarea președinție română a Consiliului. Este foarte important să ne pregătim pentru acest moment. În 2019, la începutul anului, timp de 6 luni, România va reține această președinție extrem de importantă și, în acest sens, trebuie să ne pregătim din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere politic, în așa fel încât să putem spune chiar profita de acest moment pentru a îmbunătăți imaginea țării noastre și a ne erija ca fiind o țară care vrea să conteze în arhitectura europeană. În consecință, acest portofoliu își are locul în structura guvernamentală actuală, mai ales că și în programul de guvernare ne asumăm responsabilitatea aceasta de a face ca România să aibă un cuvânt din ce în ce mai important de spus acolo la Bruxelles, loc unde se iau foarte multe decizii importante. 75% din legislația națională este influențată de ceea ce se decide la Bruxelles. Și, în consecință, eu, ocupându-mă de aceste elemente de legalitate, este extrem de important ca noi deja să conturăm mecanismele și mandatele cu care se prezintă oficialii noștri acolo la Bruxelles și negociază această legislație care, fără să vrem, vine să ne afecteze legislația națională. E interesant, mă pregătisem să vă întreb altceva, dar dacă ați intrat în zona asta cu președinția din 2019, aș mai insista un pic pe acest subiect și v-aș întreba, apropo, legat și de o declarație recentă pe care am văzut-o dumneavoastră, că am putea profita inclusiv de oportunități de tipul creșterii vizibilității în zona turismului în perioada respectivă, odată cu preluarea acelei președinții. Aveți în momentul de față o viziune, un proiect de suflet, eu știu, o linie pe care credeți că am putea o ataca noi, România, ca țară, având în vedere deținerea acelui portofoliu din 2019? Adică ce ar trebui să facem noi mai mult decât am făcut până acum ca să câștigăm din acest moment? Există o viziune pentru această președinție și este o viziune, pot spune, politică. Viziunea noastră este aceea de a încerca să avem un consens în modul în care vom gestiona această președinție. Această președinție nu este a guvernului actual, nu este a unui partid politic. Trebuie ca toți actorii să fie implicați în acest proces. De fapt, aceasta este sarcina mea și cred că s-a văzut acest lucru inclusiv în modul în care am fost acceptat și pot spune. Nu am primit niciun vot de blam în comisiile de afaceri europene. Nu am avut niciun vot împotrivă în comisiile de resort,
Tocmai pentru că am observat că, într-adevăr, toți colegii parlamentari au susținut această idee că trebuie ca toate instituțiile, guvernul, administrația prezidențială, autoritățile locale, Parlamentul să fie implicat în acest proces, dar mai ales trebuie să implicăm societatea civilă și mediul de afaceri. Este foarte important ca și actorii neguvernamentali să fie implicați în acest proces, evident și sindicatele alături de aceste două structuri, pentru ca această președinție să-și atingă adevăratul său potențial. Președințiile de succes pe care eu le-am văzut în alte state au fost cele care, într-adevăr, au creat sinergii și energii și un ecosistem al președinției efective care a adus în țara respectivă, așa cum am mai spus și în alte declarații, evenimente importante de calibru, care au dus în țara respectivă oficial de marcă, care au dus în țara respectivă lider de opinie pe diferite teme. Și România are multe aturi pentru a transforma această președinție într-un moment de succes. Pe de o parte, vom gestiona teme importante pe agenda europeană și de cealaltă parte putem să venim cu temele noastre. Ce se va întâmpla în 2019, când vom reține președinția? Se va renegocia viitorul cadru financiar multianual. Practic, noul design bugetar, noua arhitectură bugetară a Uniunii Europene. Și extrem de important ca România să fie acolo pentru a apăra interesele în ceea ce înseamnă politica de coeziune, sprijinirea zonelor mai puțin dezvoltate și, într-adevăr, ideea aceasta că trebuie să existe un echilibru la nivel european. Nu va fi ușor și este un moment important. Mai mult decât atât, pe timpul președinției noastre se vor finaliza, practic, negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Din nou, acest lucru presupune un efort foarte mare și noi trebuie să jucăm, să avem un statut de echilibru în aceste negocieri și în acest consens final care va fi atins. Și automat acest lucru va ridica prestanța României și modul în care România va fi percepută. Vreau să vorbim un pic și de Brexit, pentru că ați amintit acest lucru, dar mai am o ultimă întrebare scurtă tot pe zona aceasta a relației cu Uniunea Europeană și legat de percepția românilor. Există un curent de opinie destul de vizibil în România care spune că noi am fost practic, hai să spunem așa, am jucat cam cum ni s-a cântat de la, în ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană. Puteți, ca ministru și ca prin o activitatea pe care o să o duceți, să convingeți cumva românii că ieșim din statutul ăsta și vom depăși situația asta de țară preponderent consumatoare și mai puțin producătoare în Uniunea Europeană, că vom depăși bariera asta cu Schengen-ul și că pur și simplu politicienii noștri vor face altceva decât să meargă acolo cu căciula în mână și să primească ordinele de la alta poartă, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare. Îmi place să cred că am fost nominalizat în această funcție și pentru expertiza pe care o am. Înainte de a fi ministru, am fost europarlamentar și trebuie să spun acest lucru. Am renunțat la mandatul de europarlamentar, care, știți, e prezentat în diferite maniere în peisajul public din România, pentru acest portofoliu, pentru că cred că suntem în fața unui moment extrem de important. Și am vrut să-mi asum această responsabilitate pentru că, într-adevăr, îmi doresc ca rolul României la nivel european să fie unul diferit. Vreau ca România să fie nucleul dur al Uniunii Europene. Asta înseamnă, evident, a fi acolo, alături de Franța și Germania, în ceea ce poate fi viitorul Europei și a deveni, din zona noastră a estului Europei, o voce în această construcție europeană. Doar așa, într-adevăr, putem să contăm acolo. Au trecut 10 ani de când țara noastră a intrat în Uniunea Europeană și trebuie să ne schimbăm atitudinea. Nu mai suntem o nouă țară membră a Uniunii Europene. Au trecut deja 10 ani și eu vreau să repet acest lucru din ce în ce mai des, că, într-adevăr, este important să ne pregătim și să admitem faptul că România poate juca un rol important. Ce facem tehnic? Primul lucru pe care l-am făcut pentru a crește această capacitate a României este să discut cu colegii mei din minister și am identificat o soluție pentru a crește pregătirea și capacitatea administrativă a României. De fapt, știți de ce nu contam? Pentru că nu eram sau nu suntem încă suficient de pregătiți la toate, la nivelul tuturor structurilor. Pentru că nu doar ministerul, nu doar partea de afaceri europene reprezintă România. Fiecare minister merge la Comisia Europeană și discută pe tematicile sale. Mediu la mediu, IT la IT, economie la economie. În toate aceste ministere trebuie să avem competențele necesare și vrem să investim în ele pentru a putea discuta de la egal la egal tematici tehnice importante pentru români atunci când suntem acolo. De fapt, acolo am pierdut, pentru că din lipsă de capacitate am acceptat foarte multe lucruri, de multe ori chiar neștiind. Și eu cred că acesta este primul pas pentru a conta, a ne crește capacitatea, a schimba, în al doilea rând, atitudinea și, evident, a dialoga
interinstituțional. Chiar zilele trecute am coordonat, am prezidat Comitetul de Coordonare privind afacerile europene la care participă toate ministerele. Și mă bucur să vă spun că inclusiv premierul României, domnul Tudose, a ținut să participe la acest comitet, să spună câteva cuvinte pentru a transmite că, într-adevăr, pentru acest guvern, afacerile europene sunt importante și că este important să comunicăm și este important să lucrăm cu toate instituțiile, pentru că, vă spun sincer, dacă noi, ca și guvern, ca și executiv, mergem și spunem un anumit punct de vedere al României în raport cu partenerii europeni, este important ca și parlamentarii să facă acel lucru, să spună acel lucru, este important ca și administrația prezidențială să spună acel lucru. Iar cred că aceasta este menirea mea în această funcție, atât cât voi putea, într-adevăr, să o fac, să vorbim cu o singură voce la Bruxelles, ce este în țară, evident, competiția noastră este normală, dar atunci când ne prezentăm în fața partenerilor europeni, să fim fermi cu o poziție de țară și cu un mandat clar de negociere în raport cu partenerii europeni. Ați vorbit de Brexit un pic mai devreme, un motiv de îngrijorare pentru foarte mulți români. Și pentru cei care sunt acolo, și pentru cei de aici, până la urmă, se pune problema inclusiv a modului în care românii vor călători în Marea Britanie în viitorul apropiat, ca turiști sau ca orice altceva. Aveți competențe pe zona aceasta în ceea ce privește comunicarea față de români și de aici și din străinătate? Și doi, cum vedeți până în momentul de față această comunicare făcută prin intermediul ambasadei și prin intermediul ministerului, e suficient de explicită pentru oameni care, repet, sunt îngrijorați cu privire la ceea ce se va întâmpla după momentul Brexitului efectiv? Vreau mai întâi să menționez o chestiune personală. Eu sunt poate unul dintre acei români care au trăit mai mulți ani peste hotare și s-au întors în țară. Nu mă refer la mandatul de europarlamentar, ci Ați făcut anterior și liceu, dacă nu mă am înșel trăit la aproape memorie. 9 ani peste hotare. Și credeți-mă că înțeleg pe românii care trăiesc peste hotare și înțeleg întrebările pe care astăzi le au în Marea Britanie și temerile pe care le au. De aceea, pentru mine, acest lucru, într-adevăr, este extrem de important și este foarte important să comunicăm cu aceștia. Noi, la nivelul afacerilor europene, avem un grup de lucru privind Brexit. A fost prima sesiune pe care am organizat-o cu toate ministerele pentru a pregăti mandatul nostru de negociere și modul în care discutăm cu instituțiile europene și mai ales cu executivul european, adică mai exact Comisia Europeană, pe aceste aspecte. La fiecare, și acest lucru ne-am fixat foarte clar, la fiecare întâlnire, și aceste întâlniri sunt aproape săptămânale, la nivelul Comisiei Europene privind Brexit, România va fi reprezentată acolo pentru a spune clar ce anume ne interesează și mai ales să apărăm drepturile românilor care trăiesc în Marea Britanie și, evident, a tuturor cetățenilor europeni și suntem fermi în acest sens. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun așa ca și detaliu mai nou, că împreună cu Ministerul Românilor de Pretutindeni am discutat despre posibilitatea ca în următoarele câteva săptămâni să fie organizate deja, să înceapă sesiunile de informare pentru cetățenii români care trăiesc în Marea Britanie, pentru asociațiile de români care activează în Marea Britanie, în așa fel încât să aibă în timp real informația. Este foarte important pentru aceste persoane să se simtă protejate de statul de unde provin. Iar pentru mine acest lucru, cel puțin din punct de vedere tehnic, se va întâmpla și pot să le garantez că noi vom fi bine reprezentați în discuțiile realizate la nivel european. Cum va fi, de exemplu, procedura de obținerea vizelor? Aveți informații în momentul de față? Va fi complicat? Românii vor trebui să stea la cozi, să meargă, eu știu, cu mult timp înainte? Ce semnale aveți în sensul ăsta? România apără următoarea viziune, că nu pot exista diferențe de tratament între cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie. Adică, ce drepturi vor obține cetățenii francezi care trăiesc în Marea Britanie, aceleași drepturi vor fi obținute și de cetățenii români care trăiesc în Marea Britanie. Și acest lucru este clar, este o linie roșie la nivelul Comisiei Europene, o linie roșie la nivelul Consiliului, o linie roșie pe care o are România și multe state, o au multe state din estul Europei în mod special. Deci nu vor exista diferențe. În al doilea rând, Marea Britanie a prezentat recent un raport în care prezintă succint viziunea sa privind situația europenilor care trăiesc în Marea Britanie și nu se vorbește nici de cum de ideea aceasta de vize. Ce este clar este că cetățenii britanici care trăiesc în Europa își doresc să poată circula liber. Dacă noi vom oferi acest drept britanicilor, cu siguranță ei ar trebui să ofere același lucru pe principiul reciprocității și cel puțin este un principiu în care noi credem și pe care îl vom susține până la capăt. Foarte pe scurt, cum vedeți dumneavoastră chestiunea Schengen?
România a făcut cam tot ce a trebuit până acum. A securizat frontierele, e un partener de nădejde, e acolo și totuși, iată că vedem mirajul ăsta al Schengenului încă departe de realizare. Da, România îndeplinește toate criteriile și trebuie să repetăm acest lucru din ce în ce mai des sau cât de tare, într-adevăr, putem să o facem. Pentru că, pot spune, este o nedreptate. Este o nedreptate aplicată României pentru că acest lucru nu depinde de criterii tehnice, depinde de anumite criterii sau interpretări, de fapt, politice care de multe ori sunt subiective. Eu cred că România, într-adevăr, trebuie să aibă și sunt convins că vom face acest lucru în următoarea perioadă, o strategie foarte clară pentru a permite intrarea țării noastre în zona Schengen. Am discutat cu foarte multe persoane și sunt convins că pași importanți se vor face în perioada următoare. Și nu-s doar cuvinte goale, adică e vorba clar de un mesaj aici pe care vreau să-l transmit. Și am discutat în acest sens deja cu o serie de ambasadori pe care am putut să-i întâlnesc în aceste prime zile de mandat, pentru a-l transmite acest deziderat extrem de important pentru România, extrem de important pentru români. Chiar dacă acest proces ar urma să se întâmple în două etape, mai întâi, mă refer aici la aeroporturi și ulterior pe cale terestră, este important să înceapă. E vorba de un mesaj, așa cum spuneam la început, de care românii au nevoie. Românii au nevoie să simtă că, din nou, beneficiile oferite în Europeană sunt acolo, că nu tot timpul cedăm și că uneori mai și câștigăm. Așa pot spune plastică, am senzația că românii pe care îi cunoaștem cu toții și eu merg foarte mult prin țară, au nevoie de o victorie în raportul acesta cu Uniunea Europeană. Aceasta ar fi nu o victorie atât de importantă, dar una simbolică, care nu ar fi o victorie pentru un partid politic. Nu ar fi o victorie pentru guvern, ar fi o victorie pentru România și pentru români și acesta este mesajul pe care eu îl voi transmite mai departe. Dacă acest drept va fi oferit așa cum se cuvine României, el va fi o victorie a României și a românilor nici de cum valorifica din punct de vedere al unui capital politic sau electoral. Ultima întrebare înainte de a abandona, să spunem așa, zona ministerului dumneavoastră și a ne muta puțin în spectru politic. Numiți un proiect sau o promisiune pe care o faceți românilor legată de un deziderat al dumneavoastră personal la ministerul respectiv. Cu ce vă angajați dumneavoastră că veți duce la bun sfârșit și vă veți bate? Da, numiți o prioritate, de asta v-am spus unul. Gândiți-vă și spuneți-ne care ar fi proiectul nostru de suflet sau ce cel mai mult vă doriți să rămână după dumneavoastră la acest minister. Ce-mi doresc este o președinție a Consiliului de succes. Asta este ce-mi doresc. Ca la finalul președinției românii să se simtă mândri că se fac parte din Uniunea Europeană și să nu aibă niciun semn de întrebare că nu am făcut sau nu am dat maximul pe durata celor 6 luni pentru a prezenta mai bine România și a îmbunătăți imaginea țării noastre. Aceasta este prioritatea mea. Știu foarte bine, ca să vorbim totuși direct, pentru că știu că acest lucru vă doriți, că întreaga mea carieră politică, începută deja cu aproape 10 ani, depinde de succesul acestei președinții. Mi-am asumat acest risc, renunțând la mandatul de europarlamentar și am de gând să fac tot ce este posibil din punct de vedere personal și împreună cu echipa guvernamentală pentru a duce acest proiect la capăt, așa cum și-l doresc românii. Acum m-aș muta un pic în zona personală, dacă tot am intrat pe făgașul ăsta, și v-aș întreba, sunteți tânăr, școlit în afară, parțial, ca să spunem așa, cum spun românii, și din exterior ar părea că ați putea avea o viziune de dreapta, totuși sunteți într-un partid de stânga. Cum se împacă cele două elemente cu profilul dumneavoastră astăzi? Se împacă foarte bine. Sunt un social-democrat convins, un om de stânga progresist în Partidul Social Democrat și mă regăsesc în această echipă. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când am avut viziuni, poate uneori mai diferite de restul colegilor mei, le-am exprimat fără jenă și am reușit, în unele cazuri, să-mi impun punctul de vedere. Eu coordonez la nivelul Partidului Social Democrat chiar o structură. Se numește PES Activist România, e structura membrilor și simpatizanților PSD interesați în teme europene. Și alături de mine sunt peste 10.000 de persoane. Mai mult decât atât, cu sprijinul colegilor, am fost ales la ultimul congres al Partidului Social Democrat, vicepreședinte al PSD, și sunt mândru de acest lucru, zic eu, cu o susținere importantă, ca dovada faptului că, într-adevăr, oameni cu această viziune se regăsesc în ceea ce înseamnă acest partid, care este foarte, foarte mare. Acestea fiind zise, vreau să vă spun că
A fi de stânga înseamnă, adică dacă ești bine educat, bine format, evident că e automat pentru mine, dacă ai, e automat că să te regăsești în ideile de stânga. În valorile pe care le reprezintă stânga europeană, în valorile pe care le reprezintă stânga din România, cred că ar trebui să revenim puțin la aceste idei, la ideologia de stânga, a discuta mai multe despre aceste aspecte și, cu siguranță, într-adevăr, din ce în ce mai multe persoane, poate tinere, poate intelectuale, se vor regăsi în Partidul Social Democrat și în ceea ce promovează. Și mai mult decât atâta, să știți că, alături de o serie de colegi, în urmă cu 2 sau 3 ani, am creat o fundație care a coagulat energii de stânga pozitive la nivelul intelectual, la nivelul cadrului universitare, oameni care vor să participe la ceea ce înseamnă curentul de stânga din România. Și nu trebuie să ignorăm faptul acesta că Partidul Social Democrat a fost mereu un partid asociat cu ideea aceasta de expertiză și profesionalism. De fapt, acest lucru m-a atras pe mine în PSD. Și este lucru pentru care eu mă voi lupta mereu în PSD ca această identitate extrem de importantă, care de fapt ne aduce de cele mai multe ori victoria în alegeri, să rămână elementul de bază care va defini pe viitor Partidul Spuneați mai Social Democrat. devreme că poate personaje de tipul și pe calea podului dumneavoastră, în primul rând oameni tineri, ar fi de dorit ca și promovabilitate în conducerea și în interiorul PSD-ului. Credeți că PSD-ul are totuși nevoie astăzi să apese un pic pe accelerație în ceea ce privește acest schimb de generații? Pare un partid îmbătrânit așa din exterior, la nivel de conducere, mă refer. Da, nu pot eu comenta din exterior, eu pot comenta din interior și trebuie să vă spun că din interior acest partid e extrem de dinamic și de viu și cu foarte multe persoane tinere, dinamice, bine pregătite. Sunt 600.000 de membri, o diversitate enorm de mare pe care poate ar trebui să o valorificăm mai mult și chiar cred că recomandarea dumneavoastră ar trebui luată în considerare. Dar nu pot uita câteva lucruri pe care noi le-am făcut. Pe listele noastre pentru alegerile parlamentare am promovat cel mai mare număr de femei, aproape 40%, cel mai mare număr de tineri, avem cel mai mare număr de tineri parlamentari, la fel la nivelul Parlamentului European avem numărul cel mai mare de tineri europarlamentari. În consecință, sunt elemente care sunt realizate în acest sens și este o gândire la nivelul conducerii PSD pentru a împinge către nu schimb de generații și pentru o continuare a ceea ce înseamnă PSD și poate o idee spre viitor. Eu trebuie să o susțin mai departe. Eu cred că Partidul Social Democrat își poate valorifica mai bine potențialul dacă există o continuitate pe anumite aspecte și în același timp un plus de energie pe anumite componente unde poate am fost deficitar în trecut și trebuie să recunoaștem și acele elemente. Credeți că ascensiunea în politică într-un partid important se bazează un pic și pe noroc? De ce vă întreb lucrul ăsta? Dumneavoastră ați ajuns europarlamentar și într-un context bazat pe noroc. Da? Fostul ministru al educației, Caterina Andronescu, s-a retras și ați luat locul dânsei. Poate inclusiv postul de la minister se datorează unui context norocos, am putea spune, nu? Un guvern a plecat, s-a format altul. Sunteți parte din acesta nou. Repet întrebarea. Credeți că se bazează un pic ascensiunea în politică și pe noroc? Foarte, foarte interesantă întrebare. Se bazează pe consistență, se bazează pe perseverență, să știți. Perseverența cred că este cuvântul esențial. Politica de multe ori valorifică, din păcate, mai mult pe cei care rezistă pe durată mai lungă de timp. Și vreau să spun că nu a fost ușor pentru mine. Eu am început să fiu implicat în politică undeva în 2005-2006. Timp de aproape 10 ani, 11 ani, nu am avut beneficii de pe urma politicii, n-am avut o funcție publică și am ajuns europarlamentar, cum a spus și dumneavoastră, prin prisma unei retrageri, prin prisma unui scor important obținut de Partidul Social Democrat, la care am contribuit și pentru care zic că am muncit enorm. Dar nu este important doar să ajungi în acele funcții publice, ci e important să faci cât mai mult odată ce obții acele funcții publice. Și de aceea vorbesc din nou de responsabilitate. În primul an de mandat de europarlamentar, colegii mei din Parlamentul European, cei 751, m-au votat ca fiind cel mai activ europarlamentar pe componenta digitală. Ușor, ușor am valorificat câteva elemente importante. Am adus cele mai multe fonduri către propria țară, la nivelul Parlamentului European. Am convins Comisia să financeze 8 proiecte pilot în valoare de 9,3 milioane de euro dedicate României pe diferite componente importante pentru țara noastră. La fel îmi doresc și în funcția de ministru să fac lucruri, pentru că eu nu văd
cum ai putea avea o funcție publică și să știi că ești plătit din bani publici fără să livrezi, fără să faci lucruri la care oamenii se așteaptă. Și de aceea, bine, poate părea un pic populist și pare rău că spun aceste lucruri, dar pe mine cel mai probabil o să mă întâlniți pe stradă. O să mă întâlniți și pe jos, o să mă întâlniți și în metrou, o să mă întâlniți și cu autobuzul și cu trenul, pentru că este important să păstrăm, zic eu, ca politicieni, mai ales cei de stânga, contactul cu realitatea, să simțim puțin pulsul pentru a le înțelege și a înțelege mai ales că de fapt nu suntem undeva sus. Eu sunt convins că societatea de fapt este una egală, toți suntem egali prin definiție și deci funcția doar te împinge să ai o responsabilitate în plus. Fie o faci, fie o îndeplinești, fie pleci acasă. Și eu n-am niciun fel de problemă să plec acasă dacă nu livrez ceea ce mi-am fixat mie ca și obiective pentru cei care au... Apropo de plecatul acasă, credeți că vi se va întâmpla vreodată ca directivele de partid, nu știu, linia partidului, să fie într-o situație antagonică cu convingerile noastre, cu viziunea noastră la minister, de exemplu? Și dacă se va întâmpla asta, ce veți face? Vreau să vă spun că mereu m-am luptat până la capăt pentru ideile mele și nu voi face rabat de la mă lupta pentru ideile mele. În momentul în care nu aș crede că aș putea să le impun mai departe, într-o formă sau alta, imediat sau un pic mai târziu, n-am niciun fel de problemă să mă retrag. Dar în momentul de față am convingerea că ideile mele sunt ascultate. Așa cum poate părea din exterior, să știți că ideile unor tineri, ideile unor oameni progresiști, unor oameni de stânga, ce putem spune europeni, sunt auzite în Partidul Social Democrat. La cel mai înalt nivel, inclusiv de președintele Liviu Dragnea, care ascultă diferite opinii. Și rolul lui ca și președinte să ia o decizie finală. La fel cum este și rolul premierului să ia o decizie finală. Dar eu ce pot spune este că eu apăr cu tărie ideile mele și în diferite circunstanțe despre care uneori nu trebuie neapărat să vorbești, le-am exprimat. Și le-am exprimat cu tăria de rigoare și cu, într-adevăr, convingerea că am făcut tot ce este posibil pentru a încerca să schimb anumite lucruri în direcția în care cred. Credeți că vârsta dumneavoastră, comparativ cu cea celorlalți membri în cabinetul din care faceți parte, poate fi un impediment în ceea ce privește modul în care vă impuneți într-o ședință de guvern, de exemplu, sau atunci când poate trebuie să bateți cu pumnul masă pentru a cere ceva în detrimentul altor colegi? Eu cred că am o anumită maturitate politică dincolo de vârstă și nu cred că vârsta ne caracterizează pe noi. Ceea ce este important este într-adevăr să ai tăria și să fii foarte bine pregătit atunci când iei cuvântul. Și chiar pentru că avem interviul în acest moment, la ultima ședință de guvern, am luat cuvântul în ședința de guvern pentru a prezenta un document privind stadiul în care România îndeplinește cerințele europene. Și vreau să vă spun că nu era foarte ușor pentru mine să susțin acel document, pentru că am făcut acolo o analiză punctuală la nivelul fiecărui minister și instituție publică din România privind gradul în care au implementat legislația europeană. Deci automat am scos în evidență și anumite lucruri care nu merg. Și am făcut acest lucru în ședința de guvern. Probabil sau poate unele persoane nu au fost tocmai mulțumite să vadă acest lucru, dar am avut sprijinul necesar, inclusiv din partea premierului României, din partea vicepremierului României, Marcel Ciolacu, pentru a prezenta aceste puncte de vedere. Și vreau să vă spun că ulterior ședinței, foarte mulți colegi au venit către mine pentru a îndruma și a le oferi expertiza tehnică. Eu cred că dacă vrei să reușești ca tânăr în peisajul acesta și în lumea politică, care uneori poate părea sau este, ca să fiu sincer, dificilă, dacă vrei să reușești, singura soluție este să fii foarte bine pregătit și foarte sigur pe aspectele tehnice pentru a putea să susții un punct de vedere până la capăt și să treci peste eventuale mici răutăți, mici, mari sau alte chestiuni de genul acesta care sunt inerente în viața politică sau în orice colectivitate. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența noastră alături de noi și vă mai aștept cu drag după ce vom avea de dezbătut chestiuni mult mai ample legate de activitatea noastră la minister. Mulțumesc mult pentru invitație și aștept, evident, și pe dumneavoastră și pe cei care se uită să participe activ la acest proces de consultare publică privind viitoarea președinție română a Consiliului și cu siguranță veți avea în mine un partener de dialog oricând aveți nevoie. Cu siguranță un subiect interesant. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.